care este viitorul energiei în România, merită să devii prosumator, producător, să investești în acest domeniu sau rețelele noastre sunt depășite, iar mai departe, toți cei care investesc o, o vor face într-un mod defavorabil lor. Pentru asta, drag, azi facem un vlog despre capacitatea de injectare a energiei pentru producători și prosumatori în România. Cu alte cuvinte, au intrat în mediul online foarte multe zvonuri, bârfe. despre faptul că România nu e capabilă să ducă energia pe care prosumatorii o injectează în rețea. Și vreau să vă spun o părere de la o persoană care face lucrul acesta de 9 ani de zile și nu neapărat sunt cel mai deștept în acest domeniu, nici pe departe, învăț continuu și în fiecare zi, însă din ceea ce eu știu, vreau ca să vă arăt pe site-ul de la Transelectrica câteva lucruri oficiale ce nu pot fi negate de către nimeni, deoarece sunt exact acolo unde putem să vedem, este extraordinar că putem să vedem lucrul acesta, dacă România este capabilă sau nu ca să injecteze mai departe energie din capacitățile de producție ale producătorilor. După cum vedeți, suntem pe transelectrica.ro iar aici, poate n-ați știut că există, avem o hartă a capacităților de racordare disponibile. Aici când intrăm putem să vedem dacă în zona în care noi dorim să construim un par fotovoltaic mai este loc să-l construim sau deja zona este acoperită. Iar în acest sens, este cel mai simplu ca să ne uităm sus aici în dreapta, zona A, 0 MW. Deci dacă vreți să faceți aici un parc fotovoltaic sau orice tip de energie verde, nu mai este loc. Da? Nu mai este loc. Zona A înseamnă toată această zonă din dreapta cu alb, deci Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița, da? deci județele de jos, sunt toate ocupate. De la București în dreapta, dacă cumva vreți să faceți parcuri fotovoltaice, site-ul de la Transelectrica vă spune că nu mai este loc. Acum bineînțeles că dacă mergeți la o primărie sau alta, ea vă spune că, bă, da, este loc. Dar când veți lua avizul final, din păcate nu îl veți lua până nu se va închide o altă capacitate de producție ca voi să îi luați locul. De asemenea, mai avem o zonă cu zero, zona de Timiș, Caraș și puțin aici drobeta turnul severin. Nu înțeleg de ce este hașurat această zonă, dar în această zonă nu mai este loc de asemenea pentru ca să se construiască parcul fotovoltaice. Știu că era vorba de un proiect foarte mare în județul Arad de 800 de MW. După cum vedeți în județul Arad și în acea zonă este loc pentru că sunt 2300 de MW pe care îi putem construi pentru par fotovoltaic sau pentru ce dorim noi capacități de producție. Dar este important de înțeles că a avea 800 de MW la oaltă presupune ca să construiești și o stație electrică și să întărești rețeaua, mai degrabă să construiești rețeaua până la conexiunea cu rețelele de înaltă. Iar pentru noi, zona Brașov da? este zona G, mai avem 1410 MW disponibili. Deci în această zonă suntem liniștiți, este loc ca să construim parcuri fotovoltaice, iar ceea ce vă arăt aici de fapt sunt rapoarte considerate din partea atereurilor care sunt la ora actuală în vigoare. Deci nici măcar ce este aici nu este pe deplin pentru că s-ar putea să fie atereuri care nu și îndeplinesc scopul. Sunt persoane care și-au atr dar nu mai ajung să îți facă parcul, din diverse alte probleme. Probleme cu primăria, probleme cu cine știe ce alte aspecte, autorizații de la APE, de la Habarnam. Deci aici sunt din partea de la Transelectrica ATR-uri valabile astăzi. De aceea este posibil ca pe parcurs aceste numere să se modifice, să crească sau să scadă ceea ce vedeți aici, dar pentru cei care îmi spuneți că ați înțeles că în România nu mai este loc ca să injectați energie, vreau să vă întreb, ați consultat harta capacității de racordare disponibile din România sau doar v-a spus cineva care știe pe altcineva care bănuie că în România nu prea mai este loc pentru că a ascultat pe TikTok că cineva din al domeniu total decât al energiei a zis că el nu a putut să mai injecteze în rețea că nu mai era loc, venea energia înapoi sau habar n-am ce alte Lucruri da? de unde v-ați luat informația dumneavoastră vă faceți la ora actuală informarea de pe TikTok a ajuns să fie TikTok-ul uh, biblioteca de altă dată. Știu că există dicționar pentru cei care caută semnificația unui cuvânt. Da? Cauți să vezi ce înseamnă energie, mergi la cuvântul E, cauți energie și spune acolo ce înseamnă energie. La fel vrei să vezi dacă mai este loc să injectezi în rețea, mergi la harta capacității de racordare disponibilă. Iar dacă aici îți spune că este loc, tu pe cine asculți? Un site oficial care îți dă date exacte pe fiecare zonă, care este făcut la zi de specialiști ce văd în timp real producția din România, sau o persoană care consideră că cunoaște suficiente detalii încât să apară pe rețele de social media și să influențeze într-un mod puțin eronat populația? Recomandarea mea este ca să. Nu luăm cu rea voință ceea ce fac aceste persoane pe social media, din păcate este și vina celor care lucrează în acest domeniu pentru că nu și-au creat o prezență prin care să apară și să-i vedem că într-adevăr suntem informați, iar faptul că noi nu suntem informați în mod profesionist lasă loc ca să apară tot felul de informații și dezinformații pe această temă. De aceea nu consider că face nimeni cu rea credință această dezinformare. Eu am încercat ca să vă explic cât am putut de simplu și rapid. Dragii mei, loc în rețele din România există. Bineînțeles, nu vorbim de zeci de mii de megavați, însă vreau să vă amintesc câteva lucruri. Atât din cât populația lumii va crește, producția de energie va fi necesară, pentru că consumul va crește dată cu populația. La România, la ora actuală, are undeva la 20% energie verde, este obligată să ajungă la 45%. Ce credeți? Oare vom ajunge fiind obligați de Uniune care ne dă bani sau nu vom ajunge? Iar dacă vom ajunge, cei care vor face această producție vor câștiga bani sau nu vor câștiga bani? Vă păi las pe voi să răspunzi la întrebările acestea pentru că din punctul meu de vedere sunt evidente, iar dacă doriți să fiți informați așa cum trebuie, aveți site-ul anere.ro, aveți site-ul transelectrica.ro, aveți site-ul opcom.ro, locurile unde puteți să vedeți exact informații reale despre viitorul României în piața de energie și vreau să vă spun din propria experiență. Sunt unul dintre puținii români care au investit încă de acum 9 ani în producția de energie și unii știți că am o familie frumoasă, 5 copii, o soție cu care sunt împreună de 15 ani și de foarte multe ori Afacerea pe care am avut-o a avut suișuri și coborâșuri, dar prețul energiei întotdeauna mi-a oferit un venit lunar constant dintr-o investiție pe care am făcut-o și de care uneori am uitat. Dar, când în fiecare lună am văzut venitul, mi-am amintit că ceea ce am făcut n-am făcut doar pentru mine. Pentru că, dacă mie mi se întâmplă ceva, am bucuria cumva acolo, în adâncul sufletului meu, că n-am lăsat o familie cu datorii în urma mea, ci am lăsat un sistem prin care ei mai departe vor putea să primească bani. Din partea energiei produse de către parcurile fotovoltaice. Vă doresc decizii frumoase, sănătoase, și fie ca informările să vină din surse sigure, ca noi să ne bucurăm de succesul pe care îl merităm. Mulțumesc! no back for the legs, say something. Never tell a fact that I never stay running. Tipping no facts, damn, no, I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make right, shit when I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost me the loss, never really don't make shit. I never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake.